Cadre medicale din toată țara, tineri și copii, cât și români fără studii medicale, au luat parte în această perioadă la cel mai mare curs de resuscitare din lume. Evenimentul Record pentru Viață, 110 ani de salvare a vieții, și-a propus să învețe pe românii care nu au studii medicale să intervină prompt pentru salvarea unei vieți. Oamenii vor învăța manevre simple cu ajutorul cărora, dacă le execuți la timp, pot salva o viață. Resuscitarea trebuie să fie învățată, resuscitarea trebuie să fie cunoscută de toți, de copii, de adulți, și nu neapărat doar de personalul medical. La acțiune au participat cel puțin 10.000 de persoane care au învățat simultan procedurile de resuscitare. Evenimentul s-a desfășurat sub privirile unui reprezentant al Guinness World Records, sosit special în România pentru a testa această performanță. Totuși, nu s-a atins recordul deținut în prezent de Germania, unde în 2013 aproape 12.000 de cursanți au învățat simultan procedurile de resuscitare. Românii intraseră în cartea recordurilor în anul 2011, când peste 7.400 de oameni au învățat să salveze o viață.